Bine v-am regăsit! În toată perioada pandemiei, oamenii s-au temut să meargă la medic, deci chiar și la dentist. Medicul stomatolog Ada Epistatu este alături de mine astăzi și ne spune de ce au nevoie pacienții în plus, mai ales acum în această perioadă. Așadar, doamna doctor, să se teamă oamenii să vină la dentist, cum îi facem noi să se simtă în siguranță într-un cabinet stomatologic? Da, ăsta este cuvântul cheie. Oamenii au nevoie acum de siguranță. Nu numai prin toate măsurile de asepsie pe care le luăm, da, și pe care au, și care de fapt au fost și impuse de la începutul pandemiei, siguranță și prin toate tehnicile moderne cu care noi venim acum, ele de fapt aduc siguranță pentru tratamentele stomatologice. Și evident că se întreabă lumea acum. Stomatologia digitalizată de care vorbeam și mi se părea o chestie extraordinară, ea vine cu un plus în a asigura această siguranță, să spun așa, pentru pacienți. De ce? Gândiți-vă că sunt tehnici care scad numărul ședințelor în cabinet. Tocmai, dacă înainte mergeam la stomatolog pentru 5 ședințe să rezolvăm o carie, acum... Eu zic că acum 5 ședințe de rezolvat o carie. Gândiți-vă la scoaterea unui nerv, da? Extirpările astea, unde se făceau în 2, 3, 4 ședințe, acum se face într-o singură ședință. Indiferent de cât de gravă este problema respectivă. Da, și la implant putem pleca imediat și, cu dintele... Da, și la implant. De ce? Pentru că totul se programează înainte și atunci într-o ședință se pune și implantul, se pune și coronița, da, provizorie în gură. Gândiți-vă că scapă de manevre destul de neplăcute, acelea de amprentare, da, cu materialele alea extrem de incomode, dar pe care noi trebuia să le aseptizăm, să le trimitem mai departe la tehnician, după aceea la fel făcea și el. Adică acum totul se transmite digital și... Iarăși, prin tehnicile acestea digitalizate, dispare durerea, pentru că tehnica este foarte precisă. Durerea apărând din cauza unor traume intraoperatorii, să spun așa, apar fisuri sau intervenții largi, mari. Faptul că ele sunt extrem de precise, extrem de mici, duc la acest mare disconfort, la durere. Și în același timp vă dați seama o precizie și o corectitudine pe care nu o putem spune că este egală cu cea dinainte. Cred că ar trebui să încurajăm oamenii să meargă în continuare să-și facă anumite tratamente pe care le-au început și să nu le fie teamă de COVID, de exemplu, pentru că e mai mult rău decât bine. Ce să spun, în clinică la mine absolut nimeni nu se teme, adică mi-am terminat toți pacienții care au început înainte de COVID, avem un flux de pacienți care și-au început tratamente pentru că nu poți să rămâi cât, nu știi cât va dura toată situația aceasta și lucrurile se agravează. Și în stomatologie se agravează urât, am putea spune, ele nu pot sta pe loc, sunt boli cronice, care nu se termină de la sine. Și nu cred că și-ar dori nimeni să rămână fără dinți în gură. Categoric, vorbim. Mai ales pe perioada aceasta. Deci să nu ne fie teamă și să mergem pentru orice intervenție. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Ne revedem așadar și mâine dimineață. Sănătate mult!